Cei care fumează își asumă acest risc atunci când își aprind țigara, dar câți dintre ei se gândesc că fumul le face rău și celor din jur? Studiile arată că după o oră petrecută într-o cameră în care se fumează, nefumătorul inhalează cantități egale de nitrozamine cu cele existente în 15 țigări. La fel de dăunător ca și fumatul? Absolut. Vorbim de fumatul la mâna întâia. Eu sunt fumător. Vorbim de fumatul la mâna a doua, fumatul pasiv. Este la fel de dăunător ca și fumatul activ. Da. Chiar dacă se spune că expunerea nu este, totuși dacă te gândești că dintr-un fum de țigară sau la un fum de țigară se elimină la atmosferă în jur de 4500 de particule, din cele 4500 de particule, multe dintre ele sunt cu potențial oncogen, deci pot determina cancer broncopulmonar. Riscul de a face cancer pulmonar este cu 30% mai mare pentru fumătorii pasivi față de cei care nu sunt expuși riscului de țigară. Riscul apariției bolii Alzheimer crește cu 44%, iar cel de a dezvolta o afecțiune a inimii cu 25%. 30% dintre respondenți sunt supuși riscului de fumat pasiv în propria locuință, da? Deci, dintre cei care au fost chestionați, o treime dintre ei sunt supuși riscului pasiv. 28,7% în locuință, 26,7% la locul de muncă. Aceste particule care rămân în încăperea respectivă în care se află persoana nefumătoare, rămân pe hainele fumătorului, fumătorul acela ia un copil în brațe sau fumează în mașină, vorbim deja de fumat la mâna a treia. Deci este o realitate. Legea antifumat care a intrat în vigoare în luna martie 2016 în România protejează nefumătorii de efectele fumului de țigară pe care aceștia îl inhalau involuntar în locurile publice.